Bună ziua! Bine v-am găsit la conferința regională Calitatea Educației și Statutul Profesorului. Pentru cei dintre dumneavoastră care nu mă cunosc, numele meu este Răzvan Orășanu. Sunt președintele asociației Ține de Noi. Este o asociație nouă care își propune să aibă dezbateri naționale și regionale în domeniul educației ca principal obiect de activitate. De aceea suntem cu dumneavoastră și de aceea mă bucură că avem prezență dignă în câteva județe alăturate. Deci fie că există în sală, fie că vor ajunge în scurtă perioadă colegi din Telorman, Olt, Dolj, evident, și, din câte înțeleg, unul sau două persoane din Mehedinți. Deci vă mulțumim tuturor că ați ajuns aici. La început, ca și în calitate de gazdă, rolul meu este să aduc câteva mulțumiri pentru cei care au pus umărul la acest eveniment. Fundația Hans Seidel este partenerul nostru privilegiat. Este o fundație germană care a făcut multe lucruri bune pentru România. Sunt cei care ne ajută să fim împreună și astăzi. Ei au avut de-a lungul anilor nenumărate proiecte frumoase, inclusiv au susținut Memorialul Durerii de la Siget, au scos cărți în domeniul anticorupției, au sprijinit sute și sute de conferințe în cei 20 de ani de când sunt în România. 25 de ani. De asemenea, țin să salut prezența din doamna Romaniu ca Asociație Română de Literație, care este partener la acest eveniment. Salut organizatorul local, prietenii și partenerii noștri de la Fundația AdRem, direct la țintă, mi se explică, este echivalentul latină. Le mulțumesc și lor. Mulțumesc liceului Cuza, care a fost o gazdă minunată și ne-am simțit foarte bine până acum aici și sunt convins că la fel veți face și dumneavoastră. De obicei, după această introducere frumoasă, nu ne propunem deloc să ținem discursuri sfărăitoare. Este o abundență de discursuri sfărăitoare în educație, în opinia mea. Ele se repetă la fiecare început de an școlar, aproape că le știm pe din afară. De aceea, nu avem PowerPoint-uri, nu avem lucruri extraordinare și nu avem strategii sfărăitoare să vă propunem, nu avem planuri de acțiune. Scopul acestei dezbateri regionale este efectiv de a vorbi pe bune despre educație. Ce înseamnă pe bune? Pe bune cu toate problemele, pe bune cu toate dificultățile, pe bune cu toate încercările, pe bune cu tot ceea ce putem noi să spunem despre calitatea educației în momentul de față. Vă spun că organizator în ultimii 3 ani am multe evenimente pe educație, că este foarte greu să strângi mai mult de 80 de oameni interesați într-o sală. Uneori e greu să strângi mai mult de 20 de oameni interesați într-o sală, chiar la București, dacă organizezi un eveniment. De asta mă bucură prezența dumneavoastră într-un număr atât de mare și mă bucură că încă sunt colegi care nu au ajuns, dar au semnalat că sunt pe drum și mie se vor alătura scurtă vreme. Vreau să vorbim nu doar de școli precum liceul Cuza în care ne găsim și care ne oferă o găzduire minunată. În dimineața asta am făcut o scurtă vizită la un liceu din periferia Craiovei. Pentru acel liceu era o performanță faptul că în ultimii 4 ani de zile au reușit să ridice rata de promovabilitate de la 7% la 14% la bacalaureat. Și se mândreau de lucrul ăsta, au avut un program împreună cu asociația din București și au reușit cu multă turtă și migală să ajungă la 14% promovabilitate. Dacă în acest liceu am văzut în principal elevi foarte deschiși, surâzători, în acel liceu am văzut în principal foarte multe fețe triste, foarte multe fețe care nu aveau încredere, de foarte multe ori ochii se plecau când dădeau față în față cu un director sau cu un vizitator extern. Și dacă aici înțeleg că acest liceu își reface în curând biblioteca, care se găsește chiar pe scările pe care ați intrat ca să ajungeți în sala asta, în acel liceu am întrebat o clasă care trebuia să aibă 24 de elevi, erau doar 14 prezenți astăzi la cursuri în clasa respectivă,
și am întrebat dacă în ultimul an și jumătate au citit vreo carte. Și răspunsul de la toți, absolut toți, a fost că nu au citit nici măcar o carte în ultimele 18 luni. De aici vreau să plecăm. Sigur, suntem într-un loc în care ați pășit când ați intrat, nu știu câți dintre voi ați sesizat, dar ați pășit inclusiv pe un prag pe care scria în engleză welcome. Adică și pragul în această școală vă invită să veniți, vă spune bine ați venit, bine ați ajuns, bine v-am găsit. În alte școli lucrurile știm că nu stau la fel. Iarăși dacă în școala asta am văzut programe de antreprenoriat făcute împreună cu multinaționale, diplome lipite pe pereți de DALF, în acea școală am găsit în continuare pe pereți pozele cu Ștefan cel Mare, cu Mihai Viteazu și eventual cu niște vestigii arheologice, precum și niște bani din perioada interbelică expuși într-o casetă, într-o vitrină, în holul acelei școli. Deci știm că există două realități, știm că noi ne găsim într-o realitate privilegiată chiar aici și de la acest punct de vedere vreau să pornesc discuții. De ce vreau să o pornesc de aici? Pentru că foarte mulți angajatori îmi explică și asta a fost una dintre rezultatele, dacă vreți, sau una dintre concluziile Conferinței Naționale pe Educație, foarte mulți angajatori îmi explică că ei caută un stil de lucru pe care nu-l găsesc în angajații pe care îi iau din sistemul nostru național. Își doresc oameni care să știe să lucreze în echipă, își doresc oameni încrezători în forțele proprii, își doresc oameni care să caute, atunci când nu știu răspunsul la o întrebare, să caute pe cont propriu și să caute în echipă soluții și își doresc niște oameni care să aibă o disponibilitate de a învăța, niște oameni flexibili, niște oameni dispuși să învețe pe tot parcursul vieții. Vreau să abordăm probleme legate de calitatea educației. Vreau să avem o discuție deschisă despre statutul profesorului. Vreau să avem o discuție deschisă și despre cum educăm elevii. Și vreau să avem o discuție deschisă și despre infrastructura școlară. Pentru că o altă rezultat al Conferinței Naționale de Educație a fost recunoașterea, practic, inclusiv a Ministrului Educației și probabil că ați văzut cu toții declarația, în urma faptului că am ridicat problema, domnule, avem deja o școală unde s-a prăbușit tavanul cu totul, fizic. Așteptăm să se prăbușească fizic și cât o școală, ca să ne dăm seama că suntem într-o situație pe ultima 100 de metri, suntem într-o situație gravă, în care trebuie să acționăm urgent pentru infrastructura școlară. Și domnul ministru a recunoscut, nu știu dacă este și asta un soi de merit, dar poate că este, a recunoscut cu subiect și predicat, da, trebuie să recunoaștem, în situația asta suntem, în care se prăbușesc tavanul și mai avem să se prăbușească și clădirile fizice. Să ne înțelegem, aici vorbim de prăbușire fizică, pentru că școli prăbușite din punct de vedere al standardelor educaționale există. De exemplu, 57 de licee, nu știu, nu m-am uitat dacă e vreunul din acest județ sau din județele prezente aici, dar în România 57 de licee în 2015 au produs o rată de absolvire la bacalaureat de 0%. Au fost 1300 de elevi care au încercat din acele școli să-și obțină bacalaureatul și nici unul nu a reușit. Și atunci eu pun o întrebare care poate părea supărătoare și mereu se supără sindicatele pe mine când pun întrebarea asta. Dar o pun și aici și o să o pun până când îmi oferă cineva un răspuns deschis și pe care pot să-l iau în considerare. Am spus așa, domne, suntem convinși că vrem și în acele licee unde rata de promovabilitate este de 0%, nu în singur an, ci ani la rând. Există situații în care 4 ani la rând, în fiecare an, 1, 2, 3, 4,
rata de promovabilitate e 0%. Suntem convinși că și în acele școli vrem să majorăm salariile cu 100%, cum se propune? Suntem convinși noi ca societate că e bine să facem lucrul ăsta? Știu ce mi se răspunde și din partea profesorilor. Și am avut inclusiv răspunsul ăsta în această dimineață. Mi se explică că au de-a face cu niște elevi care uneori intră la liceu cu media 2 sau cu media 3. Mi se explică că au părinți care sunt plecați în străinătate și că visul lor nu este să devină operator de mașină numerică sau strungar sau orice altă calificare care poate să-i ofere liceul respectiv. Visul lor este să meargă împreună cu părinții în străinătate și să facă o muncă fizică care poate e mai bine plătită decât ar putea să fie plătită o muncă într-un domeniu industrial în România. Deși impresia e falsă, impresia asta a elevilor, pentru că încep să fie munci bine plătite și în România, munci pentru care nu se găsesc personal calificat, mai ales în domeniul tehnic industrial. Și atunci, eu vă spun că, și vă spun lucrul ăsta în calitate de persoană care, în mod benevol, vin și aici, îmi las familia în urmă, las inclusiv conferințe cu guru internațional la București, ca să vin aici pentru ce? Pentru că cred cu tărie că, dincolo de discursurile sfărăitoare, inclusiv politice, singura soluție pentru sistem este ca toți factorii de răspundere tehnici să discute unii cu alții împreună. Deci soluția, în opinia mea, se găsește fix în această sală. Fix la dumneavoastră. Nu am eu soluția. Eu doar încerc să vă pun împreună, să fiu moderatorul unor astfel de discuții care să fie pe bune. Nu doar să mai bifăm cu o conferință, să mai dăm niște diplome. O conferință care să adreseze problemele reale pe care le aveți. Și avem toți factorii care pot să ajute la schimbare. Avem și reprezentanța universităților, avem și reprezentanța Agenției de Calitate din Minister, avem și foști inspectori, avem și directori de licee, avem și reprezentanța Consiliului Elevilor. Singurii care poate lipsesc din sală și pot să ajute suplimentar sunt reprezentanții mediului de business, pe care o să ne străduim la conferințele viitoare, să invităm într-un mod preponderant. Părerea lor nu lipsește cu totul, pentru că v-am spus că, de exemplu, un director de multinațională din București, prezent la conferința noastră de acolo, ne-a spus că el nu mai crede în planuri, nu mai crede în strategii și vrea niște proiecte concrete pe care să le susțină. Era directorul unei multinaționale care angajează 6.000 de oameni în România, dar de-a lungul anilor, nu numai că au angajat 6.000, au văzut peste 100.000 de CV-uri care le-au trecut prin sistemele lor în evaluare. Și au spus, vrem niște lucruri concrete, vrem ca oamenii să lucreze în echipă, vrem calitățile tehnice le au. Erau în domeniul de IT. Zice, nu e o problemă cu calitățile tehnice. Nu e o problemă nici cu limbile străine. Mai găsim inclusiv vorbitori de greacă, vorbitori de finlandeză, care au în plus experiență în IT. Găsim. Ce nu găsim sunt oameni care știu să lucreze în echipă, oameni care știu să găsească soluții în echipă la probleme dificile, fără să se acuze unii pe alții, oameni care știu să prețuiască învățătura pe tot parcursul vieții, să înțeleagă că nu mai se termină educația când se termină și facultatea, ci e un proces continuu. Și avem nevoie de oameni în viitor, la toate nivelurile de înțelegere și la toate nivelurile de angajabilitate, care să-și asume să stea în România fără ca să-i trăim noi și după aia în câțiva ani să-i găsim după ce am investit niște mii de euro în performanța lor, să-i găsim angajați în alte țări, la alte companii și așa mai departe. Educația din România ar trebui să fie o prioritară nu doar la începutul anului școlar. Și nu doar atunci când suntem cu camerele de luat vedere, nu doar când facem careul de început de an, educația ar trebui să fie prioritară mereu. Iar relația fundamentală
care este în centrul acestui proces, este relația profesor-elev. Este un lucru pe care Șerban Iosifescu l-a explicat de mai multe ori la conferințele noastre și un lucru în care cred că credem cu toții. Vreau să vă aduc în discuție temele pe care le-am propus pentru această conferință, despre calitatea educației și despre indicatorii de măsurare a acesteia, despre cultura organizațională din școli, despre profesionalizarea managementului școlar, despre modalități de evaluare a performanței elevilor, despre calitatea profesorilor și modalități de formare și îmbunătățire continuă a profesorilor și despre statutul elevului în școală. Vreau să vă spun că temele astea nu le-am gândit eu. E important de spus lucrul ăsta. Nu sunt temele pe care eu vi le propun. Sunt niște teme gândite de niște colegi de-ai dumneavoastră, împreună cu asociația ADREM, care ne-a ajutat la organizarea acestui eveniment, și ei s-au gândit la aceste teme. Deci aceste teme nu vin de la mine, vin din rândul dumneavoastră. Și având temele pe masă și lucrurile care vi le-am spus, care sunt mai puțin importante, vreau să vă dau cuvântul la vorbitor pe rând, cam 10 minute, 12 minute de fiecare intervenție, după care vom avea pur și simplu o sesiune de întrebări și răspunsuri. Asta este cea mai interesantă și cea mai interactivă în general. La orice eveniment organizăm, întrebările sunt absolut libere și pot veni de la absolut oricine și, în general, oamenii pun degetul pe rană când pun aceste întrebări. Și lucrul ăsta ne ajută să progresăm împreună. Și sunt convins că se va repeta și la acest eveniment. Eu vă mulțumesc. Încă o dată, mulțumesc pentru sprijinul Fundației Hanseatic, care ne ajută să fim aici. Și cu acesta o să-i dau cuvântul lui Șerban Iosifescu, președintele Aracipului. Sunt convins că nu mai are nevoie neapărat de o prezentare, dar mă bucur să fie aici. Și ne bucurăm că este un prieten vechi al proiectelor noastre. Mulțumesc! Mulțumesc și eu pentru această invitație, pentru această oportunitate. Mulțumim organizatorilor. Voi încerca să fiu foarte scurt și să vă provoc puțin la discuții. Și pornind evident și de la misiunea agenției pe care o reprezint aici. Calitatea educației se măsoară prin rezultatele învățării. Cel mai bun indicator al calității și, de fapt, unicul care trebuie să conteze, este ce anume se învață în școală. Având în vedere că educația trebuie să fie un serviciu universal, pentru că dreptul la educație este un drept fundamental, în afară de rezultatele învățării, trebuie să ne mai intereseze și participarea la educație. Ori, din toate evaluările și măsurările internaționale, stăm nu foarte bine la ambele capitole. Și la rezultatele învățării, indiferent dacă le măsurăm cu instrumente internaționale, cum ar fi PISA, TIMSS sau PIRLS, sau cu instrumente naționale, cum ar fi, de exemplu, mediile care se trec examenele naționale de la sfârșitul clasei a 8-a, evaluarea națională a sfârșitul clasei a 8-a și examenul de bacalaureat. Stăm prost și la indicatorii de participare la educație. Avem o rată de părăsire timpurie a școlii care a crescut foarte mult în ultimii ani, dar ca peste bună în 2016, este ceva mai mică decât în 2015. În 2015 aveam ca 19%, în 2016 18,56%. Ratele de părăsire timpurie sunt foarte dependente de mediul în care funcționează unitatea de învățământ. În mediul urban, de exemplu, rata de părăsire timpurie este undeva la nivelul ținte europene pentru 2020. Deci, la nivelul Uniunii Europene, se urmărește că în 2020 rata de părăsire timpurie a școlii, adică, explicăm, nu înseamnă abandon școlar, ci este rata populației de 18-24 de ani care n-a finalizat învățământul obligatoriu. Asta este definiția pe care ne-am asumat-o noi ca țară, am închis paranteză.
Deci dacă mediul urban, ratele de părăsire din buie a școlii sunt undeva pe la 10% și uneori în unele orașe sub 10%, în mediul rural se ajunge și la 30% și sunt comunități în care niciun copil nu trece dincolo de clasa 8-a. Adică rata de părăsire din buie a școlii 100%. Dacă vorbim de asemenea despre rata de 4 sau 5 ori mai mare în rândul copiilor de etnie romă, care părăsesc de timpul școala, ratele foarte mici de copii de etnie romă care ajung la liceu și în învățământul superior, la modul în care oferim oportunități de învățare pentru copii cu dizabilități sau cu tulburări specifice de învățare, avem un tablou nu foarte roz al problemelor pe care le avem în legătură cu participarea școlară. Desigur, dacă vrem să avem un învățământ performant și un sistem de educație performant, noi trebuie să spunem ce vrem, de fapt, de la educație. Ce rezultate ale învățării avem nevoie și așteptăm de la școală. Or, toate cercetările ultimelor decenii, deci fac o paranteză, dacă am învățat ceva în cei 11 ani de când sunt la RACIP, a fost să nu deschid gura dacă ceea ce spun este sprijinit de date ale cercetării, date statistice și alte dovezi în acest sens. Am zis paranteză. Deci, datele cercetării, și de aceea o să și repede foarte multe ori acest laimotiv. Datele cercetării spun că, în ultimii 30-40 de ani, calificările de nivel superior, adică care presupun o autonomie mai mare a celui care muncește, un nivel înalt de cunoștințe, un nivel înalt de creativitate și caracter nerutinier al sarcinilor de învățare, de muncă, mă scuzați. Deci aceste calificări au crescut foarte mult. A scăzut foarte mult procentul calificărilor și competențelor rutiniere, care au fost preluate de mașini. Se vorbește despre robotizarea muncii de avocat, de agent imobiliar. De exemplu, am citit chiar ieri un articol care arăta că în diagnosticul unor forme de cancer, inteligențele artificiale, este un program făcut de IBM, dă cam 75% diagnostice exacte, în acest sens. Deci tot ce înseamnă caracter rutinier al activității va fi preluat de inteligențele artificiale. De aceea, toate competențele de care vom avea nevoie la sfârșitul școlarității au caracter nerutinier în domeniul analitic și în domeniul interpersonal. Acestea sunt calificările care s-au dezvoltat foarte mult. Trebuie să ne gândim în ce măsură le formăm în școală. Vorbim în legea Educației Naționale despre cele 8 competențe cheie. În ce măsură la sfârșitul învățământului obligatoriu, cel care termină învățământul obligatoriu, deține aceste 8 competențe cheie. Aici putem discuta foarte mult. Apoi, dacă avem aceste ținte stabilite, cum le dezvoltăm? Care sunt factorii care influențează cel mai mult rezultatele învățării? Or, aici ar trebui cumva să fim mai modești, pentru că cel mai important factor predictor al rezultatelor învățării este nivelul de educație a familiei. După cercetările OECD, reprezintă o corelație de 85% între nivelul de educație atins de un copil față de nivelul de educație al părinților. În România, acest procent este mult mai mare, mult mai mare, este cam jumătate, deci, în PISA se folosește termenul de copii sau elevi rezilienți, adică care vorbim din cei mai săi, cu acel coeficient economic, social și cultural al familiei din partea cea mai de jos a populației participante la PISA, din 25% cei mai defavorizați, dar obține rezultate la PISA în top 25%, între cele mai bune rezultate. La ultima evaluare PISA, procentul elevilor rezilienți la nivelul tuturor țărilor participante era cam de 25%, asta pentru că era vorba de științe, pentru că la matematică, cum la testarea precedentă, acest procent era de 6%, repet, la nivelul tuturor țărilor participante la PISA, în timp ce în România, în ambele cazuri, procentul este la jumătate. 6% la ultima testare PISA, 3%, 3,4% la penultima testare PISA. Deci influența mediului asupra rezultatelor învățării este
mult mai mare în România decât în media, decât în toate ce media țărilor participate la PISA. Deci școala, ca să spunem la dreaptă, nu este sau nu mai este un parc de promovare socială. Copiii care provin din familii sărace, familii cu nivel scăzut de educație, au extrem de puține șanse să-i depășească sărăcia și să ajungă la un nivel superior de educație. Dincolo de acest factor, factorul care influențează cel mai mult rezultatele învățării este profesorul. De aceea profesorul este atât de important. Pe, iarăși, rezultatele cercetării, pe parcursul a 3 ani, dacă un copil, între două testări, au făcut în Anglia unde sunt testări pe evaluări naționale la momentele cheie, la 8, 11, 14, 16 și 18 ani. Deci, dar dacă un copil la 8 ani de zile obțin, doi copii au rezultate egale la 8 ani și la 11 ani unul are parte de un profesor bun și celălalt are parte de un profesor slab, diferența de rezultate la 11 ani ajunge până la 53 de puncte procentuale. În medie, influența profesorului bun este de 40 de puncte procentuale pe parcursul a 3 ani, la teste standardizate, nu la evaluarea curentă, la teste standardizate, în medii defavorizate, deci copilul care ar trebui să beneficieze cel mai mult de profesori calificați, profesori buni, sunt cei din medii defavorizate, în timp ce copiii proveniți din medii favorizate, medii favorabile, cu nivel ridicat de educația familiei și cu nivel economic ridicat, influența profesorului este de 10%. Deci important este ca, prin politicile publice pe care le avem, să aducem cei mai buni profesori acolo unde este cea mai mare nevoie de ei și acolo unde fac o diferență mai mare. Ca atare, o să-mi permit să nu fiu de acord cu domnul Răvan Orășanu, un profesor care lucrează într-un liceu tehnologic, ar trebui să aibă poate salariul de 200% mărire de salariu, cu condiția să dovedească progres în obținerea acestor rezultate ale învățării. Și poate acest progres poate să fie și documentat. De exemplu, la acest liceu sau la alte licee de prestigiu, unde cea mai mică medie de intrare este 9, ai rezultate la evaluarea națională la matematică, la clasa 8-a, 9-9-50, și el termină, ia bacalaureatul cu 7 la matematică. În timp ce la licee tehnologice, pe care le știu, între copii care au 1, 2, 3, maximum 5 la evaluarea națională, vă pot da și exemple concrete, și totuși termină unii dintre ei cu 6 și poate să ia bacalaureatul, dar unii dintre ei cu 5 la matematică. Totuși, de la 2 la 5 este o valoare adăugată. Și atunci, pe baza progresului, putem să instituim un sistem de evaluare și de remunerare a cadrelor didactice pe merit. Acest merit, măsurat prin progresul în obținerea rezultatelor învățării, este ceea ce în business se numește performance management. Adică fiecare angajat are aici reținte, pornind de la situația lui concretă. Și alte rețintele vor fi la un liceu, cum este cel în care ne aflăm acum, și dacă le atingi, sigur vei fi recompensat, și cu totul altele sunt țintele, sau ar trebui să fie țintele, pentru profesorii care lucrează în medii dezavantajate. Care trebuie stimulați, așa cum fac foarte multe sisteme de învățământ, care stimulează suplimentarea profesorilor care lucrează în medii dezavantajate, cu populații minoritare, migranții, de exemplu, în majoritatea țărilor europene, la noi populația romă, cu copii cu dizabilități sau alte categorii de copii, hai să spunem, mai dificili. Da. Și acești profesori primesc sporul salarial aici. Dar pentru asta noi avem nevoie nu doar de creșteri salariale, pentru că este și reversul. Toate cercetările arată că creșterile salariale, fără să fie urmate de alte măsuri pe politică publică în domeniul resurselor umane, nu au dus automat la îmbunătățirea rezultatelor învățării. De aceea avem nevoie ca aceste creșteri salariale, despre care se discută foarte mult, să fie integrate într-o politică integrată, repet cuvântul, de resurse umane în educație. Pentru că degeaba reformăm formarea inițială a cadrelor didactice, dacă inserția profesională nu este atractivă, dacă salariul de inserție profesională nu este atractiv. Pentru că acesta contează, nu salariul mediu. Pe țările performante la PISA, salariul de inserție
de intrare este cam 70-75% din produs intern brut pe cap de locuitor pe an, pe lună. La țările performante la PISA, salariul de intrare în învățământ este la 90%, peste 90% din PIB-ul pe cap de locuitor pe lună. Asta ar însemna ca la noi salariul de intrare în învățământ, dacă vrem să ajungem la un nivel de sistem performant, să fie în jur de, să fie, depinde de cursul dolarului și de PIB, cine măsoară timpul, să fie undeva la 2200-2400 de lei de salariu de intrare. Iar salariul mediu în aceste sisteme performante este undeva la 120% din PIB-ul pe cap de locuitor pe lună. Noi avem PIB-ul, dacă uităm pe site-ul CIA-ului, că nu de 18-19.000 de dolari pe an. Împărțit la 12 luni, nu? Iese cam 1.500, cam așa, nu? De dolari. Salariul brut. 120% din 1.500 de dolari, cât iese, matematicieni, repede, repede, peste 2.000 de dolari, acesta ar trebui să fie salariul mediu, dacă vrem să avem un sistem performant. Dar totul integrat, un sistem de integrare, de inserție profesională, dezvoltare profesională continuă, de măsurare și de evaluare, insist foarte mult acest lucru, de evaluare a performanței, în termen de valoare adăugată, de progres, care subiect se pare că nu interesează. Am lansat acum vreo 3 săptămâni pe pagina mea de Facebook și pe blog un chestionar referitor la criteriile de evaluare. Care ar fi părerile cadrelor didactice referitor la criteriile de evaluare? De evaluare, nu mai ales cadrelor didactice. Elevi, părinți și alte categorii. În timp ce la alte chestionare pe care le-am lansat am primit mii de răspunsuri, după 3 săptămâni, aproape 4, am 180 de răspunsuri. Se pare că nu interesează sistemul de evaluare a cadrului didactic și nici integrarea lui într-o politică unitară de dezvoltare profesională, care să implice o evaluare pe bază de merit, adică ceea ce a făcut profesorul efectiv la clasă, modul în care îi determină pe elevi să progreseze, cum îi motivează să învețe și care sunt rezultatele învățării obținute de acel profesor. Și o să mă opresc aici. Ok. Domnul Roșan, iertați-mă. Sunt reprezentant al Mass Media, dintre Bacristi Pătrun, de la Bucurul Libertății. Ați spus că vă putem pune tot felul de întrebări. Da. Ce mă interesează pe mine? Aveți în stânga dumneavoastră prorectorul Universității din Craiova. Așa. De ce dânsul n-a vorbit înaintea domnului Iosifescu, una, a doua, și domnul Iosifescu să ne spună ce a înțeles dânsul că școala nu mai e? Vă spun de ce. Pentru că nu avem un sistem de măsurare a interesului oamenilor care vin la conferințele noastre. Ca atare, întrucât sunt organizatorul și moderatorul acestei dezbateri, hotărăsc de capul meu și am hotărât în ultimele 90 de evenimente ce și cum dau cuvântul oamenilor. De ce? În general, mă uit la titlul dezbaterii. Dacă e vorba de calitatea educației, am considerat... Domnul prorector al Universității din Craiova. Mai spun o dată. Poate să fie și Klaus Iohannis, care a fost vorbitor la prima noastră conferință de educație. A vorbit al doilea. Da? Poate să fie și CEO-ul de la Oracle, a vorbit al doilea, la ultima conferință de la București. Poate să fie ministrul educației, a vorbit al treilea. Ca să fie clar. Da? De ce? Pentru că ne ținem de temă și nu ne ținem de oameni. Pentru că, mă scuzați că vă spun de-a dreptul, nu mă interesează numele persoanelor, oricât de importante sunt ele în statul român. Mă interesează tema. Ca atare, când fac o conferință care se numește Calitatea Educației, îi dau cuvântul primul președintelui Agenției de Calitate în Învățământul Preuniversitar. Foarte bine. Ce nu s-a înțeles? A doua întrebare a da. Fost asta s-a înțeles prima întrebare, nu? Și a doua întrebare a fost că a zis că școala... Deci, domnul meu, ca să vă spun, să vă dau un răspuns și mai larg. Marea problemă a educației din România, în general, nu numai a conferinței astea,
este că ținem cont de cine și cum stă cu fundul pe scaun. De la președintele României, la primul ministru, la ministrul educației, la rectori, șef de școli și așa mai departe. Doamne, pe mine, eu sunt organizator la o conferință. Am o asociație și pot să fac o dezbatere despre orice. Da? Deci, nu mă interesează ierarhia persoanelor. Am fost și eu consilier de prim-ministru, am fost și într-o funcție ministerială, am stat în Guvernul României. Problema principală nu e de cine când vorbește și cine cui dăm cuvântul primă. Eu vreau să dau cuvântul fix în ordinea temelor. Indiferent de ce ierarhie are persoana respectivă în ierarhia socială și așa mai departe. Și cred că dacă în dezbaterile de educație vom începe să dăm cuvântul celor care s-au calificat cel mai tare în meseria respectivă, da? Deci avem calitatea în educație, dăm cuvântul președintelui în ultimii 11 ani ai agenției de calitate, cred că în felul ăsta vom putea progresa. Altfel nu. Da? Da, o întrebare pentru domnul Sivescu. A zis că școala nu mai importează. Ok. Te rog. Am spus așa, școala contează mai puțin ca în alte țări, ca mijloc de promovare socială. Cu alte cuvinte, nivelul de educație al părinților, statutul economic al familiei contează mai mult decât școala în ceea ce vei face în piață. Ok. Acum, cu scuze față de domnul rector care va fi vorbitor al treilea, da? O să-i dau cuvântul în a doua parte ca să vorbească despre un subiect foarte important, doamnei Romanic. De ce îi dau cuvântul doamnei Romanic? Că, uite, sunt provocat să explic fiecare detaliu. Pentru că doamna Romanic vorbește despre un alfabetism funcțional și încearcă de niște ani de zile să conștientizeze lumea legat de acest subiect care este analfabetismul funcțional. Avem, conform unor teste PISA, aproape 30% dintre liceeni, oameni de 15 ani, care termină educația și sunt, conform testelor PISA, analfabeți funcționali. Ce înseamnă analfabeți funcționali? O să vă spun mai mult doamna Romaniuc. Nu înțeleg un text simplu în legătură cu un context. Adică nu înseamnă că nu știu literele și nu știu citi, ci nu știu să se raporteze la temă și să se descurce într-un context. Și pentru că consider această temă a doua cea mai importantă după calitatea educației, îi dau cuvântul doamnei Romanic. Vă mulțumesc! Bună ziua! Mi-ați creat emoții. De ce? Dar mă bucur că nu am fost prima cu un casamion de la dumneavoastră. Așa încât mulțumesc, Răzvan, pentru faptul că m-ai pus a doua, că nu știu dacă aș fi reușit să ies din povestea asta. Eu vin de foarte departe, împreună cu colegul meu, venim de la Iași, am făcut foarte mult, un drum foarte lung și am ajuns la dumneavoastră, dar cu bucurie și cu mulțumire. Bucurie pentru că am făcut un drum frumos până la urmă, pe de o parte, și pe de altă parte că am posibilitatea să vă spun câteva lucruri despre un elefant foarte mare pe care îl găsim în clasele noastre. Și înainte de începutul conferinței, Șervan îmi spunea că el știe care este elefantul. Și am spus, elefantul pentru tine e unul, pentru mine și pentru voi profesorii, cred că este altul la momentul acesta. Îl vedem, aproape că punem mâna pe el, dar nimeni nu are curajul să-l scoată afară din clase. Așa cum vă imaginați, probabil, cred că elefantul pe care îl avem în clasă, un elefant foarte mare în clasele noastre, în școlile noastre, de fapt este acest analfabetism funcțional. Știu că sună rău. Știu că nu ne place să auzim cuvântul acesta, dar în același timp cred că cu cât vom ascunde mai mult realitatea și problemele sistemului, cu atât mai gravă va deveni situația și cu atât mai mult ne vom plânge și cu atât mai rău vom trăi până la urmă. Așadar, o
să încerc în 10 minute și Răzvan ai toată libertatea să mă oprești, să mă tragi de mânică, pentru că atunci când încep să vorbesc despre subiectul acesta, riscul este să vă țin aici până la finalul conferinței și domnul prorector să se supere că nu se ajungă să mai vorbească și domnul să mă ciupulească tare că nu l-am lăsat pe domnul prorector să înscrie. Așa mi se pare. E o glumă și dumneavoastră sunt convinsă că ați gustat-o din plin, la fel cum și noi am înțeles ceea ce dumneavoastră ați spus. Iartă-mă că întreb. Stimate doamne, o altă problemă mare a educației, în opinia mea, este că fiecare, în felul lui, are impresia că el știe cum trebuie să le organizeze lucrurile cel mai bine. Da? Dar și în momentul ăsta, în acest moment, da? Aveți în strânga dumneavoastră, bun, al doilea om, din Craiova. Stați o clipă. Deci, toată lumea, ca să citesc pe cineva, toată lumea are impresia că știe ce e de făcut în educație, toată lumea are impresia că poate organiza mai bine lucrurile. Vă invit să încercați să organizați o astfel de conferință de educație. Vă spun că vă ia cel puțin o lună. Da? Deci vă invit să o faceți cum considerați. Asta am făcut-o noi împreună și o facem cum considerăm. Dar cred că trebuie să ne întoarcem mereu și mereu la teme. Da? Deci tema principală a fost calitatea. O altă temă este cea legată de analfabetismul funcțional și după aceea vom vorbi și de niște soluții împreună cu domnul rector și ceea ce poate universitatea să ofere pentru îmbunătățirea sistemului de educație. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Așadar, ce este analfabetismul funcțional despre care am început să auzim tot mai mult în ultima perioadă? Este, dacă vreți, incapacitatea elevilor noștri sau incapacitatea unei persoane de a înțelege ceea ce citește, foarte pe scurt. El știe să citească, recunoaște cuvintele, literele, citește propozițiile, dar nu este capabil să înțeleagă, să coreleze cunoștințele sau informațiile pe care le-au obținut dintr-un text cu ceea ce știa dinainte. Și aici în sală suntem profesori și știm foarte bine lucrul acesta. Nu este în stare să-și formuleze un punct de vedere pe care ulterior să și-l exprime. Și de asemenea, și acesta este poate elementul cel mai grav, nu este în stare să aplice în viața reală ceea ce învață în școală. Altfel spus, foarte pe scurt, la finalul învățământului obligatoriu, școala românească, la momentul acesta, într-un procent de aproape 40%, scoate persoane care nu pot funcționa în societate. Din acest motiv, copiii aceștia sau aceste persoane se numesc analfabeti funcționali. Știu că este greu să acceptăm lucrul acesta. Sunt profesor și director de școală și știu ce înseamnă povestea aceasta. Dar în același timp, discutând cu profesorii și lucrând în vreo 30 de școli din regiunea de Nord-Est, mi-am dat seama că fiecare dintre profesori, fiecare director recunoaște acest lucru, dar nu are curajul să-l spună public. Acum, motivul principal pentru care poate ne temem de subiectul acesta este că, ca în calitate de persoane care suntem direct implicate în educație, am simțit cumva că e din cauza noastră, că suntem vinovați. Și vreau să spun din start că nu acesta este motivul acestei intervenții. Noi nu căutăm vinovații. Primul lucru pe care îl căutăm, așa cum spunea și Răzvan puțin mai devreme, sunt soluțiile. Sau mai bine zis, primul lucru ar fi conștientizarea și apoi să identificăm soluțiile. Cu toate acestea, trebuie să mergem către niște cauze. Și cauzele rezultă... Noi nu am făcut studii la nivel național pe subiectul acesta. Nu avem absolut nimic. Din fericire, studiile internaționale ne spun și câteva dintre cauze. Așa cum spunea și Șervan puțin mai devreme, mediul din care vine din care vine copilul este extrem de important. Și PIRLS-ul, la finalul clasei, testul care, sau mai bine zis, atestarea care verifică nivelul de înțelegere a unui text la finalul clasei a patra al copiilor, dincolo de testarea copiilor, adresează și niște întrebări care merg puțin mai departe de rezultatele cantitative, să spunem. Merg către partea calitativă, către cauze. Ei, una dintre cauzele pe care specialiștii au identificat-o legată de acest lucru, prima cauză, aș putea spune, este cea despre care m-am gândit, și anume, mediul din care vine copilul. Și aici avem două componente. Prima se referă la resursele educaționale de care are parte copilul,
Și v-aș spune foarte pe scurt că 30%, 31% dintre elevii noștri de clasa a 4-a provin din familii care au șervan mai puțin de 10 cărți în casă. Da? Prin comparație cu 12% la nivel european, copiii care au mai puțin de 10 cărți în casă. Al doilea criteriu este cel legat de nivelul de educație al familiei. Cu cât, și Șervan a spus puțin mai devreme, cu cât nivelul de educație al familiei este, a familiei din care provine copilul este mai ridicat, cu atât rezultatele lui sunt evident mai bune la capitolul acesta în înțelegerii unui text. O a doua cauză are legătură cu politicile educaționale la nivelul țării respective în ceea ce înseamnă promovarea lecturii. Trăim într-o țară în care lectura nu mai este la modă. Știm lucrul acesta. Tu ai spus puțin mai devreme, sau cine? Da? Legat de... sau citit, nu mai țin de exact. Când ai citit ultima carte, de exemplu, sau câte cărți ai citit în ultimul an, da? Nu promovăm lectura, pe de o parte. Pe de altă parte, în calitate de profesori, nu doar de limba română, în ce măsură suntem interesați să le spunem copiilor și să le formăm copiilor de prinderea de a citi, de a lectura. Pentru că lectura nu înseamnă doar lectura de la limba română, ci înseamnă și lectura textului matematic și lectura textului de la fizică, de la chimie, de la istorie sau geografie. O altă cauză, cred că patru voi spune, o altă cauză identificată de specialiști este, de fapt urmează două cauze legate una de cealaltă, este calitatea predării. Da? Cu cât calitatea predării este mai valoroasă, mai înaltă, cu atât performanțele copiilor sunt mai bune. Și cea de a, și cea de a patra cauză este legată de formarea profesorilor. Și aici, da, îl avem pe domnul prorector și dumneavoastră știți foarte bine că din punctul acesta de vedere avem o mare problemă. Cei mai slabi absolvenți de liceu se fac profesori. Deci, prin comparație cu Finlanda, pe care o cităm în mod constant, țară în care 10% absolvenți de liceu se fac profesori. Iar sau merg la universități din care, la facultăți din care vor ieși profesori. Iar Coreea de Sud, în Coreea de Sud, primii 5% absolvenți de liceu merg către facultățile care îi vor pregăti ca viitori profesori. Desigur că modul în care profesorii sunt salarizați, salarizarea profesorilor este un element foarte important, dar dincolo de aceasta trebuie să regândim statutul profesorului în societate. Importanța acestei profesii, probabil că știi, Răzvan, că în Japonia a fi profesor este una dintre cele mai nobile profesii și una dintre cele mai respectate. Se spune că japonezii nu se apleacă decât în fața unui profesor. Da? Dacă lucrul acesta să se întâmple, trebuie să avem în fața elevilor noștri oameni foarte bine pregătiți, oameni care să-și merite respectul respectiv. Respectul nu vine doar din poziția pe care o obții, ci din ceea ce ești, din ceea ce faci și din ceea ce dăruiești pentru cei din jurul tău. Acestea ar fi primele patru cauze. Sunt mai multe cauze și sunt foarte multe date pe care mi le-aș putea oferi, dar nu în cele 10 minute pe care Răzvan mi le-a dat. Al doilea lucru, sau al treilea lucru la care m-aș referi, este cel legat de, nu de strategii, nu de planuri, pentru că ne-au fost interzise sau ne-am săturat de ele, dar sunt niște direcții pe care nu le-am stabilit eu, nici noi aici, ci sunt direcții care vin de la nivelul Uniunii Europene. Cu siguranță că, nu știu dacă ați auzit, dar se vorbește acum în educație despre așa numitele superputeri în domeniul educației. Și când spun asta, când spunem asta, ne referim la Finlanda, la Singapore, la Coreea de Sud, Canada, Polonia mai nou, care este foarte sus și a înregistrat niște progrese extraordinare. O întrebare adresată sau o cercetare făcută în țările acestea cu privire la ce anume au făcut
astfel încât rezultatele elevilor lor să crească, a fost ceva ce tu ai amintit, Răzvan, la ultima conferință, faptul că s-au focalizat foarte mult pe marea masă a elevilor, pe cei care aveau rezultate slabe și i-au ridicat. Nu doar pe procentul acela foarte mic al olimpicilor. Și nu vreau să credeți că nu îi prețuiesc sau nu cred că sunt importanți. Dar, ca o paranteză, aș pune în oglindă, sau mai bine zis față în față, două procente. Aproape 40% copiii de 15 ani analfabeți funcțional versus 0,003% olimpici. Cam asta este realitatea. Așadar, de la nivelul Uniunii Europene, prin grupul de experți la nivel înalt în domeniul alfabetizării funcționale, pentru că problematica aceasta a analfabetismului funcțional nu este doar în România, ci și în celelalte țări, e drept, diferă procentul, la nivelul Uniunii Europene este undeva la 20%, în România aproape dublu, cum am spus deja de două ori. Prima direcție este conștientizarea. Un moment un eveniment ca acesta ne permite să aducem informația aceasta în fața dumneavoastră, dumneavoastră, la rândul dumneavoastră să o duceți mai departe, astfel încât cât mai mulți dintre cei care lucrăm în educație și nu numai, să conștientizăm că elefantul este în clasă și că nu le putem face la nesfârșit, că el nu există. Deci să conștientizăm. Al doilea element este, sau a doua direcție, este oferirea dovezilor. Așa cum spunea și Șerban, și eu am învățat în ultimii ani să nu mai emit doar opinii personale. În zona opiniilor personale putem discuta oricât de mult vreți dumneavoastră și vă respect opiniile. Dar mai există o categorie de opinii, opiniile calificate. Și atunci când vorbim despre educație, cred că ar trebui să apelăm la opinii calificate. Și prin opinii calificate înțeleg acele opinii care sunt susținute de dovezi. Nu doar de ceea ce cred eu. Știți, discutând cu colegul meu în drum spre dumneavoastră și nu numai, mi-am dat seama și îmi dau seama în permanență că avem opinii foarte diferite. Dar suntem în zona opiniilor personale. Atunci când ne referim la opiniile calificate, acolo trebuie să venim cu dovezi. Ne lipsesc dovezile în ceea ce noi facem. De ce aplic o anumită strategie la clasă și nu alta? Cum măsori impactul a ceea ce eu fac cu elevii mei în rezultatele lor? Fac lucrul acesta? Nu fac. O anumită decizie pe care o iau la nivelul managementului școlii. De ce o iau? Ce dovezi am că decizia aceea este necesară, e bună? Care este impactul ei? Cum verific lucrul acesta? A treia direcție este alfabetizarea funcțională. Și când spun lucrul acesta, alfabetizarea funcțională nu se referă doar la copii. Alfabetizarea funcțională în general, a întregii populații, dacă vreți. Iar un demers în care noi suntem implicați prin Asociația Română de Literație pe care o conduc, este propunerea să propunem un proiect de politică publică prin care alfabetizarea funcțională să devină, prin lege, dacă vreți, un drept al fiecărui copil. Pentru că eu cred că nu este suficient să-i aducem pe copii în școală, să-i ținem 8 ani sau 10 ani și să-i scoatem din școală analfabet funcțional. Altfel spus, persoane care nu vor funcționa în societate. Și când spun asta, nu mă refer doar la medici, profesori sau persoane cu studii superioare, ci la orice persoană care trebuie să îndeplinească un rol în societate și care trebuie să facă o slujbă în societate. Așadar, alfabetizarea funcțională implică, sau mai bine să atrage după ea, formarea profesorilor în domeniul acesta. Și v-aș ruga să ridicați mâna. Câți dintre dumneavoastră ați avut parte în formarea inițială la facultate de așa ceva? Să fiți învățați, să fim învățați, cum să le explic elevilor, sunt profesoare de matematică, să înțeleagă textul de matematică. Vă mărturisesc, dacă elevii mei știau să aplice formulele, m-a interesat foarte puțin dacă au înțeles sau nu. Simpla aplicarea formulelor sau a algoritmilor și notele, rezultatele pe care ei le obțineau erau suficiente pentru mine, în sensul satisfacerii, dacă vreți, a ideii că ei sunt, că au înțeles ceea ce le-am predat. Discutam tot așa dimineață cu colegul meu și spuneam un exemplu
despre un exemplu prin care, de la matematică, prin care îi putea verifica înțelegerea anumitor concepte. De exemplu, unitățile de timp, anul are 365 de zile, ziua are 24 de ore, ora are 60 de minute și plecând de aici, eu m-aș întreba pe copil cum ar arăta un an în care ziua are 10 ore. Câte zile ar avea? Și sunt vreo 4 răspunsuri, pentru că nu poți avea 265,3 zile. Dar este o modalitate de a verifica și unitățile de timp și multiplii, pentru că nu vei avea e un multiplu de 10, acolo de 5. Deci, iată o modalitate prin care putem verifica, dacă vreți, înțelegerea. Deci, spuneam despre formarea profesorilor și aș merge un pas mai departe și mă apropii de încheiere, către profesionalizarea funcției de director. Pentru că eu cred că dezvoltarea competențelor de literație, literacy, folosim literație pentru această alfabetizare funcțională, încercând o traducere a cuvântului de limba engleză, trebuie să devină o țintă strategică de dezvoltare a școlii, a fiecărei școli din țara aceasta. Nu putem vorbi despre rezultate ale elevilor autentice, reale, fără a ne asigura că copiii aceștia sunt alfabetizați funcțional și fără a ne asigura că ei au aceste competențe. Altfel spus, directorul școlii trebuie să conștientizeze lucrurile acestea. Mai multe informații despre subiectul acesta găsiți pe pagina noastră, pe site-ul nostru, dar în ideea acelui proiect de politică publică, am lansat un proces de consultare publică printr-o audiere publică care va avea loc pe 20 iunie, la care vă invităm să scrieți, să depuneți depoziții. Întrebarea pe care noi o lansăm în această audiere publică este dacă ar trebui Ministerul Educației să ia, să considere ca pe o prioritate alfabetizarea funcțională a elevilor în următorii 2 ani, și anume 2018, perioada 2018-2020. Sunt câteva întrebări adresate acolo și rugămintea noastră este să încercați să le citiți și apoi să răspundeți la întrebările respective, în felul acesta, fiind parte a unui proiect, nu a unei strategii în primul rând, fiind parte a ceva care poate duce la schimbarea și transformarea educației din țara noastră. Pentru că, și cu asta închei, eu cred că reforma sau transformarea sau schimbarea sistemului educațional are două chei principale. O cheie este în clasă, la profesor, și ca el să facă lucrurile altfel, nu are nevoie, în primul rând, de minister sau de inspectorat, le poate face dacă vrea. Și a doua cheie este la directorul școlii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule. Domnul profesor universitar Radu Constantinescu urmează și mulțumesc pentru răbdare după aceea domnul Marian Bănașu. Mulțumesc foarte mult. Vreau să-i mulțumesc și colegului care m-ar fi dorit primul vorbitor. Îmi pare rău că nu pot să fac nimic, am plecat din sală. Sigur, era ideea de aprecierea universității. Universitatea, dintre ele, dă o mare importanță problemelor generale de educație, inclusiv între universitari. Domnul, suntem aici mai mulți colegi de la universitate. Ceea ce privește însă intervenția mea, îmi place să cred că sunt aici pentru calitate de dascăl, nu calitate de reprezentant al universității. Sunt în calitate de dascăl norocos, am început cariera didactică imediat după ce am terminat facultatea și am avut șansa să lucrez în toate cele trei cicluri de învățământ. Am început la o școală generală din cartierul Berceni din București, am activat apoi la licee Gheorghe Lazar în București sau Colegiul Carol Nicolae Băcescu pe vremea aceea și apoi la ciclul universitar. Am avut ocazia să fac, deși, să zicem, progres școlar
și performanță școlară. Apropo de ceea ce spunea domnul Iosifescu, cred și eu că este un pic mai greu să faci progres școlar decât să faci performanță școlară cu copii care sunt aproape olimpici și trebuie să devină olimpici de adevărat. Acum, vis-a-vis de tematica acestei conferințe, vreau să vă spun că, sigur, educația este un proces, nu spun lucrul noi, este cunoscut, un proces complex, sistem, o abordare sistemică este singura care ne permite să vedem ce înseamnă, de fapt, procesul respectiv, care sunt intrările, care sunt ieșirile, care sunt factorii care influențează. Eu mi-am propus, nu sunt expert, nu sunt, eu sunt profesor de fizică, nu sunt expert în probleme de educație, dar din toate elementele care caracterizează acest lanț lung și din toți factorii care influențează procesul de educație, aș vrea să mă refer la un singur element, profesorul. Și aș pleca de la ceea ce tot domnul Iosifescu, citez iată a doua oară, a spus, vorbea la un moment dat de profesor bun și profesor slab. Oare ce înseamnă să fiu un profesor bun? Noi suntem aici toți, aproape toți oricum, educatori și sunt convins că toți ne dorim să fim profesori buni și eficienți și să ne facem, să fim apreciați de noi. Eu am fost, de-a lungul așa, timpului, obsedat de ideea că profesorii intră în biografia copiilor lor, că profesorii, vrând nevrând, sunt evocați cu bunele și cu relele lor. Fiecare dintre noi avem în minte profesorii noștri. Poate fiecare dintre noi am devenit profesor, eu știu, de matematică, de fizică, de biologie, pentru că am avut niște profesori deosebiți care ne-au influențat viața. Deci, iată, chiar în notațele aici am citat din George Adams, un celebru cel care a scris o carte foarte bună în domeniul educației, la începutul secolului 20, care spunea că profesorul are o educație, chiar aș vrea să vă citesc, mi s-a părut foarte interesant pasajul acesta și se leagă foarte bine cu ceea ce simt eu. Un bun profesor afectează eternitatea. Nu se poate spune când se închide influența lui. Deci, gândiți-vă că în viața copiilor pe care îi educăm, chiar contăm foarte mult. Contăm extrem de mult. Există multe calități care ar defini un profesor bun. Eu am întâlnit, uitându-mă pe diferite studii, diferite cercetări, vreo 25 de calități, sau dacă vreți, de competențe care ar putea să definească un bun profesor. Și chiar aș vrea, am aici rezultatele statistice ale unui studiu. Ce înseamnă profesor bun în procente? Sigur că atunci când spui ce înseamnă profesor bun, depinde cine răspunde la întrebări, că una este percepția din partea profesorilor, noi ne apreciem pe noi, alta este evaluarea pe care o fac elevii, alta este evaluarea pe care o fac, eu știu, mediul socioeconomic care își dorește oameni formați în școală, care se intre, să se încadreze în viața muncii exact cum au avut nevoie. Dintre calitățile pe care un profesor ar trebui să le aibă, eu o să vă enumăr câteva și chiar o să vă întreb. E bine să vă gândiți, ar fi fost bine să avem din cartea această perspectivă, un videoproiector, să le puteți avea aici. Am întâlnit un clasament top 7 calități ale unui bun profesor. Și aș vrea să vedem dacă ceea ce a rezultat în această statistică ar coincide cu statistica pe care o facem noi acum aici. Spre exemplu, un profesor bun trebuie să fie previzibil, să aibă self-respect. Un profesor nu poate acționa cu dublu standard. Nu poți să-i cere elevului, spre exemplu, să nu vorbească la telefon în clasă dacă tu vorbești la telefon când te sună telefonul sau așa mai departe. Un profesor trebuie să fie creativ.
fiecare lecție ar trebui să fie unică, ar trebui să fim foarte aproape de ceea ce face, dacă vreți, un actor, un rol pe care, deși îl repete de multe ori, încearcă de fiecare dată să-l repete, să fie inovativ. Trebuie să fie flexibil, cu calitate de adaptare, trebuie să îi pese de elevii lui, să fie gata să-i ajute pe elevii. În sfârșit, trebuie să fie dedicat, dedicat meseriei. E clar că profesia aceasta de dascăl nu este o profesie ce este mai degrabă. Sigur, este o profesie, dar presupune multă vocație, dacă vrem să vorbim de un profesor. Acum, revenind la rezultatele învățării, este clar, eu am avut șansa să particip la foarte multe programe, am fost expert al Uniunii Europene pe probleme de calitate a educației, de adevărat în învățământul superior. Și acolo, la nivel european, se pune foarte mult accentul pe crearea de competențe, ceea ce, de fapt, facem și noi în România, punem accent pe crearea de competențe, nu pe transmiterea de conținut. Vrem să evaluăm ceea ce poate elevul să facă, nu ceea ce reproduce. Spunea doamna profesoară înainte de situația de la matematică. Eu am un exemplu care m-a urmărit foarte clar în minte. Eram foarte mândru de fiul meu, care avea 3 ani. Îl învățasem să spună care este legea mișcării uniforme a unui corp. Spațiu egal cu viteza ori timpul. Și el reușea să repete spațiu egal cu viteza ori timpul, până la un moment dat, când întrebându eu și unde spune care este legea spațiului, l-a spus spațiu egal cu viteza sau timpul. Deci, pentru el începuse să realizeze că ori sau este în același lucru, nu știa ce înseamnă ori ca mulțime, nu? Deci, noi putem să facem, să învățăm pe copii mecanic. Dar e cu totul altceva să înțeleagă. Da? Deci, cred, dintre multele probleme ale educației, problema calității profesorului este una esențială. Sigur, mediul social în care trăim trebuie să asigure un mediu permisiv, dacă vreți, pentru educație, în sensul că profesorii să fie bine formați și pregătiți o să vorbească colegul meu despre formarea profesorilor, cum vedem noi, ce facem noi pe linia aceasta, trebuie ca profesorii să fie bine apreciați, inclusiv financiar. Și, sigur, atunci devine tentantă meseria de profesor și, și pasiunea și entuziasmul foarte crește. Eu aș vrea, încă o dată, să vă pun întrebarea, să vă gândiți. Care din următoarele 7 calități, competențe, credeți că ar fi definitorii, una singură, pentru că sigur, aproape toate sunt importante, dar care ar fi principala pe care dumneavoastră, în percepția noastră, ați vedea-o pentru un profesor bun? Și vă citesc. Le citesc în ordine aleatoare. 1. Să fie bun comunicator. 2. Să aibă o personalitate puternică. Să impună prin însăși apariția în clasă. 3. Să aibă respect față de elevi. 4. Să aibă o bună pregătire științifică, la disciplina pe care o predă, dar și metodică. 5. Să fie o persoană implicată în viața colectivului de elevi, în relația cu elevii. 6. Să aibă simțul umorului. 7. Să fie un bun ascultător, un om care nu doar vorbește, ci știe să și asculte pe elevi, să le distrugă sentimentul de teamă și de reținere. Deci sunt 7 caracteristici. Care credeți că ar fi esențială pentru ca un profesor să poată fi considerat că este un bun profesor? Eu vă citesc statisticile pe care le-am găsit în urma unei anchete la care au participat. A fost o statistică online, deci nu se știe ce categorie de oameni au răspuns la această statistică. Prima calitate apreciată de oameni, cu 22% din răspunsuri, să fie bun comunicator. Pe locul 2, 20% dintre răspunsuri au ales
pregătire științifică și profesională. Locul 3. Să aibă respect față de elevi. Să nu fie arogant sau brutal, să nu jignească elevii. Pe locul 4, cu 13%, să fie o personalitate puternică, să impună respect prin simpla prezență. Apoi, implicarea, capacitatea de a discuta cu elevii și de a încerca să-i ajute. Apoi, simțul umorului. Și, la final, de avea să fie un bun ascultător, să nu inspire teamă, să aibă deschidere și răbdare de a asculta pe el. Sigur, eu mă voi opri aici, cu două întrebări pentru toată lumea, inclusiv pentru reprezentantul ARACIP. Cred că este foarte important, atunci când elaborăm criterii de evaluare a profesorilor și atunci când vrem să vorbim de salarii diferențiate, să avem o grilă corectă de valoare. S-a ajuns într-o situație un pic neplăcută. Facem activități noi, profesori, ca să obținem diplome, ca să le punem la dosar. Nu neapărat, pentru că vrem să facem chiar activități de voluntariat. Suntem gata să plătim nu știu ce sume ca să ne înscriem la o conferință, să prezentăm lucrări, pentru că acele lucrări contează la evaluarea noastră personală. Oare putem găsi, nu știu, sincer, nu este greu să dau un răspuns, putem găsi criterii care totuși să măsoare în mod real activitatea noastră la clasă, eficiența transpusă în competențele elevilor noștri? Ar fi foarte important. Vă mulțumesc! Foarte interesantă întrebările și sunt convins că o să fie răspuns din partea prezentului ARACIP. Dar înainte de acest lucru, vreau să-i dau cuvântul și domnului Claudiu Marian Bumeașu. Îi mulțumim foarte mult că este alături de noi. Se ocupă chiar de formarea profesorilor și nu întâmplător am acordat cuvântul mai spre final deputaților universității, pentru că la problemele de calitate și de literație, ați văzut că într-un mod aproape natural se găsesc soluții, chiar dacă parțiale, care vin din mediul universitar, inclusiv prin prezența Universității din Craiova, dar și altor universități care pot pune umărul la treaba asta. Vă rog, domnule. Vă mulțumesc pentru invitație. De asemenea, vă mulțumesc tuturor celor din sală pentru interesul acordat unei dezbateri în domeniul educației. Un cuvânt cheie care s-a rostit până acum în discursul a fost cel de formare a profesorilor. Și, într-adevăr, un factor determinant în asigurarea calității în educație și implicit în rezultatele elevilor. Bine, pe lângă acesta ar fi, cum s-a mai spus, finanțarea învățământului, nivelul educațional al familiei și, ați mai spune eu, un domeniu de care mă ocup, m-am ocupat și mă ocup în continuare, curiculum școlar, pentru că și aici sunt probleme. Aș vrea să, câteva minute, să abordez câteva probleme în formarea profesorilor și în construcția curiculumului școlar. Sunt în cadrul unui departament de comunicare și științe ale educației din cadrul Facultății de Litere, unde avem câteva programe de studii care vizează formarea profesorilor, adică pedagogia învățământului primar și preșcolar. Bine, avem și un program de master de management educațional, deci putem implicit să vorbesc puțin și despre profesionalizarea funcției de manager școlar. În ceea ce privește formarea profesorilor, o problemă, zic, de actualitate, iar este în discursul politicilor publice, sunt multe conferințe de acest fel, în atenția factorilor de decizie, însă avem o inconsistență, zic eu, și o inconsecvență a sistemului, a politicilor educaționale de formare a profesorilor. Am rămas ancorați tot în sistemul de formare prevăzut în legea 84/95 prin DPPD-ul, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. Ce vreau să spun? În actualitate, știți bine, profesorii pentru învățământ primar și preșcolar sunt formați prin studii de licență, pedagogia învățământului primar și preșcolar, deci beneficiază de 3 ani de pregătire
în domeniul psihopedagogic și în domeniul didacticilor de specialitate, de curând, acum 2 ani, prin standardele ARACIS, și chiar am avut acum vizita de acreditare pentru programul de studii, s-a impus practică pedagogică în fiecare semestru. Știți că tot se vorbea de unele practici educaționale de formare a profesorilor prin liceu pedagogic. Eu am făcut toate aceste etape și pot să fac o comparație și liceu pedagogic, am fost și învățător, și facultate de pedagogie și acum sunt profesor de științe ale educației. Într-adevăr, unele practici, în schimb, liceul pedagogic, asta este numai în tendință europeană, dar trebuie să rămânem cu unele practici. Această specializare, pedagogia învățământului primar și preșcolar, este foarte atractivă din statisticile pe care le avem și la centrul de consiliere, dar și din rezultatele pe care le obțin la examenele de titularizare, foarte mulți, foarte mulți sunt încadrați pe piața muncii. Nu atât de mulți aici, dar vin și la București și au obținut, dintre cei mai buni au obținut note foarte bune în București la examenul de titularizare. Deci, beneficiază de 3 ani de pregătire consistentă, psihopedagogică, de specialitate, metodică, practică pedagogică în 6 semestre. Bine, fiind și o specializare unde există o debușeu profesional pe două, atât în învățământul preșcolar și primar, este și de aici atractivă și foarte, cei mai la buget se au note foarte mari. În ceea ce privește formarea profesorilor pentru învățământul secundar, am rămas prin modulul psihopedagogic, cu toate că oferit de departamentele de pregătire a personalului didactic, și o analiză comparativă a curiculum celor două sisteme de formare. Nu beneficiază de aceeași, de același număr de discipline psihopedagogice. Ceilalți au 180 de credite profesionale transferabile de pregătire, iar ceilalți 30 ca să predea în gimnaziu și încă 30 masterat didactic ca să predea la liceu. Am predat și la cadrul modulului psihopedagogic. Într-adevăr, foarte interesați erau studenții care veneau la facultate, să zicem, litere, matematică, în care știau, dom'le, eu vin pentru a fi profesor, dar unde veneau pentru o specializare tehnică, de multe ori spuneau, era ca a doua șansă. Vin și eu la acest modul facultativ, dacă sunt la buget, pentru specializare, pot obține, fac tot la buget și pentru modulul psihopedagogic. Analiza sistemelor de formare europene, acum, că toți suntem pe acest nivel și vrem să ne situăm în această tendință a dimensiunii europene a educației și în sistemul de profesionalizare pentru cariera didactică. În majoritatea țărilor din Europa de Vest urmează prin aceste programe post-universitare, așa cum era și în legea numărul 1 pe 2011 la noi, adică 3 ani pregătire de specialitate, urmând apoi 2 ani un master didactic, iar apoi un an de pregătire sub îndrumarea unui mentor de practică. Mai mult, în țările nordice, tot avem modelul țărilor nordice, vorbim de facultatea de formare a profesorilor. Bine, acum, dacă ar fi să adaptăm la situația din România, putem spune, da, stă 5 ani, adică 3 ani licență, 2 ani program de master, stă 5 ani pentru a fi profesor. Într-adevăr, aici, să avem un sistem de acesta calitativ, asta înseamnă și un salariu foarte bun la intrare. Un salariu foarte bun pentru profesori. Atunci, în opinia mea, atunci când putem avea un program de pregătire psihopedagogică consistent și un statut al profesorului, și totul pornește acum, în primul rând, de la finanțare, atunci putem rezolva, să zicem, una dintre aceste probleme. Am zis, sunt comparând cele două planuri de învățământ, sunt mari diferențe. În planul de învățământ de la DPPD, foarte mult vorbim de competențele transversale ale profesorului. Nu există. Aici nu există discipline precum educație interculturală, comunicare educațională, foarte importantă. Ne-am văzut competența de comunicare, chiar spuneam domnul prorector, un studiu este foarte mult apreciată. Nu există. Ideea este că această, deci masterul didactic,
Trebuie implementat. Bine, trebuie găsite aici soluții, nici să nu vină în concurență cu masterele de specialitate celelalte ale facultăților, dar o pregătire psihopedagogică post-universitară pentru formarea profesorilor este necesară. Deci, noi din 2010 am văzut să fie reglementată legea educației, în 2012 s-a dat un ordin de ministru că rămâne să se facă prin DPPD un timp, în 2014 s-a dat un alt ordin de ministru. Oarecum bizar, am văzut, pregătirea psihopedagogică se face oarecum opțional. Cum se dă? Ori prin master didactic, ori prin program de pregătire psihopedagogică, acum nu știu, era la latitudinea universităților. Sau, în 2000, acum, în 2017, s-a dat chiar un ordin de ministru în care, practic, se reglementează nu, pregătirea prin DPPD. Este o problemă destul de... Dacă vrem să devenim, într-adevăr, în tendința europeană și să formăm ca așa, sunt bine definite competențele profesori didactice, științifice, manageriale, socioculturale și, într-adevăr, să formăm profesori de calitate, eu zic că aceasta ar fi soluția. O altă problemă, curiculum școlar. M-am ocupat de acest domeniu. Și aici avem, vorbim de reforma curriculumului de mult timp. Curriculum pentru educația timpurie, zic eu, este foarte bine realizat, ca și curriculum pentru învățământul primar, acum, s-a terminat acum și clasa 4-a, când s-au introdus competențele. În schimb, s-a încercat reforma curriculumului și învățământul gimnazial și în loc să descongestionăm, să vorbim de descentralizare curriculară, am văzut că au apărut iar foarte multe discipline, iar nu sunt bine reprezentante disciplinele care să formeze competențele transversale ale elevilor. Într-adevăr, am văzut două, educație interculturală, parcă și gândire critică. Și iar dacă e să ne raportăm la învățământul din statele nord-europene, unde s-au introdus module integrate începând din clasa 5-a, acum la București, cu domnul Dan Botolea, când ne spunea că deja a venit o delegație, un proiect cu Danemarca, a venit o delegație în care au convenit acolo pentru trei mari domenii de competențe cheie. Educație pentru dezvoltare durabilă, competențele interculturale și educația pentru calitatea vieții, pentru starea ta de bine, starea de bine. Trei mari domenii au ajuns la un consens, așa trebuie ajuns și cu, să zicem, din punct de vedere al politicii, și pe aceste domenii de competențe cheie să se construiască curriculum. Aici, iar, noi acum dacă punem cele la bază, cele 8 mari domenii de competențe cheie, și le punem în relație cu structura monodisciplinară a planului de învățământ pentru 5-8 și numai pentru și 9-12, vedem că nu sunt relevante disciplinele din planul de învățământ pentru cele 8 domenii de competențe cheie definite de Comisia Europeană, unde multe dintre ele au caracter transdisciplinar, transversal. Am făcut și o analiză și a manualelor, și a programelor. Prea multă informație. Nu știu. Încă rămânem multe informații care nu și-au rostul astăzi, că la tehnologia de astăzi, mă uităm și la fizică, la aparatul foto, de fotografiat sau ceva în care, și totuși nu veneam cu ceva ce, noua tehnologie de acum să... Deci multe, și copiii chiar spuneam, profesor, chiar, de ce ne trebuie aceasta? Când noi avem așa, deci multe, trebuie foarte multe, trebuie mai de restructurarea programelor școlare. Pentru că curriculum școlar, până la urmă, vezi că de multe ori îi spunem, copiii, de liceu, de multe ori au vorbesc și am contact cu profesorii mai mult, și platerate, și mai multe noi științele educației, și nu numai. Universitatea din Craiova are legături foarte puternice cu mediul preuniversitar. Și vorbim de multe probleme și chiar de indisciplină, ce țin de managementul clasic până la urmă, la liceu. Ei sunt în criza de identitate. Dar ei ridică probleme de acestea. Ce ne trebuie nouă? Mai târziu toate acestea, să știți, sunt din ceea ce mai multe probleme. Și până la urmă, poate au dreptate. Până la urmă, curriculum școlar acesta, foarte încărcat,
soarele pe porțiuni și asupra calității predării. Profesorul nu mai poate, cu toate că știu, eu am discutat cu mulți profesori și avem, să știți, profesori pregătiți și știu ce trebuie făcut. Și ceea ce numim noi o sintagma curriculum, o duplicitate, știe ce trebuie făcut. Dar el trebuie să respecte un program. Și atunci nu se mai poate vorbi de strategii centrate pe elevi, strategii interactive, dar când avem foarte multă, nu, volumul de informații foarte mare, atunci profesorul va apela tot la strategii expozitive. Pentru că unde ai ajuns cu planificarea? De ce nu ești aici cu planificarea? Nu? Încă se mai. Și la fel elevul, când are foarte multe informații de asimilat, automat devine refuz. Da. Și mai este și o altă tendință, acum poate și cu aceste foarte multe concursuri școlare sau nu? În care, elevii, și aici vin și părinții, poți cât mai mult, nu? Acum vedeți și părinții, au propria percepție și criterii de evaluare, profesor. Aici e iar o problemă, de educația părinților. Ne ducem profesorul X, este un profesor bun sau de calitate, pentru că lucrează din colegi, merge la foarte multe concursuri, fără să spunem că această supra-solicitare a elevilor, merge în cursul 4 și după aceea din ce mai duce mai târziu la stări de anxietate sau la problemele de mai târziu de refuz și de, și din ce în ce mai grav. Deci, o reformare a curriculumului școlar pe nivel gimnazial și liceal, dar nu prin ceea ce ne-am văzut propunerile și nu sunt relevante, se impune, pentru că devine așa, cum să vă spun, o foarte mare, în 1-4, acum, prin restructurare, sunt module integrate, chiar apreciez. E loc de mai bine, dar chiar apreciez. Și după aceea, direct, intră niște teme foarte grele pentru toate disciplinele și aici apar și probleme de inadaptare școlară. Deci, iată, aceasta este una dintre problemele, cele două mari probleme pe care le-am identificat eu, formarea profesorilor și curriculum școlar. Și, bineînțeles, finanțarea. De asta ne lovim. Fără o finanțare și fără o atractivitate a funcției de profesor, cu toate acestea nu le putem. Putem să avem cel mai bun sistem de formare, să avem un curriculum foarte bun, fără, dacă nu există și atractivitate, când vor fi toate aceste, zic eu, trei piloni, acestea putem vorbi și de premisele unei calități de educație. Da. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu foarte mult, domnule Dumnezeu. O să vă rog să porniți microfonul, dar ce s-a păstărut pe tine să ne ajuți. Mulțumesc foarte, foarte mult. Aș vrea să deschid discuția și o să vă rog să mă mai îngăduiți să utilizez privilegiul moderatorului doar pentru a întreba dacă în prima întrebare are cineva de la Colegiul Consiliul Uman, scuzați, elevii. Dacă există o întrebare. Vă rog, după aceea deschid pentru întrebare. Aș vrea să încep cu a spune că, în mare parte, discuția a mers pe calitate și pe partea profesorilor. Doresc să întreb în sală, fiind prezenți în mare parte profesori, cadre tactice și foști inspectori, cât dintre aceștia au ce spune în momentul de față statul elevului? Mulțumesc! Ok, hai să ridicăm mâna, eu nu o să ridic mâna, că mărturisesc sincer, nu am citit statutul elevilor. Câți dintre dumneavoastră au citit statutul elevilor? Cred că sub 10 mâini ridicate în această sală. Deci asta este răspunsul. Alte întrebări. Deschid discuția. Aveți șansa unică să întrebați absolut ce vă trece prin minte. Nu vi se acordă o astfel de șansă de foarte multe ori în conferințele de educație. Chiar vă rog să fiți liberi. Să vă luați această permisiune de a fi liberi. De obicei e mai greu cu prima întrebare, după aia restul curg prima fisură în baraj, după care merge o doamnă acolo, văd că
Da, vă rog, doamne. Da, cred că pot acoperi și fără microfon. Vă rugăm mult pentru că și pentru cei de pe Facebook ne ajută lucrul ăsta. Okay. În ce măsură se poate debirocratiza sistemul de învățământ românesc? Răspund? Ok. Eu răspund cu o întrebare de obicei. De fapt, cu o afirmație. Dacă dumneavoastră găsiți un document pe care îl cere RACIF din pe văzută normative, de alții o mănânc în public la ora de maximă audiență. Deci, debirocratizarea se poate face mai multe modalități. Dacă, de exemplu, luați regulamentul cadru al unităților de învățământ pe Universitatea Rofii, vedeți acolo o suită de documente care se cer la comisii metodice și la alte comisii și așa mai departe. Deci, legea calității cere un singur document care trebuie publicat de școală, și anume acel raport anual de evaluare internă a calității educației. Este singurul document specific pe care îl cere această lege. În rest, procedurile de care se plânge toată lumea sunt prevăzute în acel ordin 400 al Secretariatului General al Guvernului cu sistemul de control managerial intern. Acelea sunt procedurile pe care le cerem și noi. Documente privind progresul elevului, care sunt în portofoliul cadrului didactic, sunt prevăzute în documentele catedrei și... Deci, debirocratizarea trebuie văzută întâi pornită de la actele normative care reglementează domeniul educației și domeniile conexe. Pentru că fiecare legiuitor și-a făcut propriul său tunel aici. Vă dau doar un singur exemplu. Am participat împreună cu FSLU la elaborarea unui manual pentru uzul unităților de învățământ pe procedurile de sănătate și securitate a muncii. Și există 45 de acte normative care reglementează acest domeniu, dintre care peste 30 sunt producătoare de documente. Și asta nu le-a stabilit nici Ministerul Educației, nici RACIP-ul și nici o altă instituție a sistemului. Documentele privind... pot da o mulțime de alte exemple de astfel de lucruri. Deci problema este că debirocratizarea trebuie văzută ca un ansamblu și trebuie, 1. Reduse documentele și, 2. Trecem foarte bine online. Deci toate documentele care le cerem acum și dacă ni se aprobă HG-ul de modificare a regulamentului, procedurii de inspecție, toate documentele vor fi vizualizate și vor fi introduse pe platforma noastră. Deci nu avem. Iar din ceea ce ne interesează ca document, sunt documente care prevăd, care ne-a interesat, care măsoară progresul elevilor. Și sunt documente care se cer și la comisiile metodice și la catedră. Mulțumesc frumos! Dați-mi voie să reformulez puțin. În ce măsură dumneavoastră ca instituție puteți să influențați acest lucru? Da, asta era, de fapt, întrebarea. Aici vă pot spune mai multe modalități. Ne-am parteneriat în mai multe proiecte cu FSLI-ul, de exemplu, și împreună cu sindicatele am avut propuneri comune, de exemplu, privind acele comisii care trebuie să existe în școală. Și la întâlnirea care a fost la minister, spre surprinderea unor oameni din minister, domnul Hăncescu a spus că prima comisie care trebuie menținută este Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității. De asemenea, marea problemă este că legislația actuală prevede ca noi să evaluăm și legalitatea funcționării. Și aceasta presupune să studiem, să analizăm și noi foarte multe documente care privesc existența și funcționarea unității școlare sau unor lucruri văzute pe lege. Deci, să renunțăm la aceste documente, de exemplu, cele care țin de securitatea elevului, începând cu autorizări de securitate la incendiu, autorizări sanitare de funcționare, documente privind sănătatea și securitatea muncii în spațiile școlare, la sănătate, cum să renunțăm? Pentru că noi trebuie să evaluăm și gradul de siguranță existent în școală. Pentru elevi, evident, având în vedere elevii aici. Apoi, noi încercăm să participăm la toate grupurile de lucru. Și noi, de exemplu, pe mine m-a interesat foarte mult, apropo de ceea ce spunea și domnul Buneaș, am întâlnit un curriculum foarte interesant, care are trei discipline, care se numește după cum urmează. EU, prima disciplină,
eu în natură, a doua disciplină, a treia. Și a treia disciplină, eu în societate. Dacă ne gândim foarte bine, putem să facem la eu cunoștință de psihologie, de evoluția părăstelor, de ce se întâmplă cu mine la pubertate și așa mai departe, se referă la treaba asta. Eu în natură înseamnă relația mea cu natura și pot vorbi despre tot ce învățăm noi la biologie, fizică, chimie, geografie, geologie, astronomie și așa mai departe. La eu societatea pot să învăț de la economie până la regulile de circulație. Pentru că are sunt toate necesare pentru a funcționa bine într-o anumită societate. Ori faptul că noi avem curriculum multidisciplinar se datorează și faptului că există un foarte faimos nomenclator al disciplinelor specializărilor universitare care te lasă să predai ca profesor anumite discipline. Deci, practic. Și iarăși, într-o discuție cu sindicatele de la cu domnul Nistor, îmi spunea așa. La fiecare oră care apare în plus sau în minus în planul de învățământ, se câștigă sau se pierd 2000 de norme, între 2000 și 3000 de norme didactice la nivel de țară. De aceea, noi, ca sindicate, ne opunem la orice schimbare. Da. Ok. Altă... Îmi pare rău că trebuie să... Vin cu un microfon. Fac parte din Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, cea mai mare federație din România. Sunt lider de sindical la Tălș. Și vreau să spun că noi ne opunem oricărei schimbări. Nu cred că ați auzit din gura sindicatelor federațiilor, Federații FSLI România. Bă, ați spus, a spus, dar să vă spun, sindicatul și Spirul Haret și FSLI. Domnilor dragi și doamne, mai ales doamne și domnilor, trebuie să înțelegem un singur lucru în această țară. Și îmi pare rău că trebuie să o spun. Fără o finanțare de-a dreptul bună, toate aceste cuvinte frumoase care le-ați auzit aici sunt în vană. Nu vom reuși niciodată. Doamna a dat exemple de țări. Pe unde sunt acele țări în acest moment? Canada. Despre ce vorbim? Singapore. Finlanda. Chiar și Polonia. Chiar și Polonia. Sunt țări care au PIB-ul în acest moment mult peste cel al țării noastre. De aceea, eu cred că, în primul rând, finanțarea și vorbesc aici chiar de salarizarea oamenilor din sistem. Ne plângem că nu avem calitate în educație. Păi cum vreți să avem calitate în educație dacă profesorii din sistemul educațional, și mă refer la preuniversitar și chiar și la cel universitar, sunt plătiți cum sunt plătiți? În acest moment este pe tapet legea salarizării unitare în sistem. Dumneavoastră știți unde ne încadrăm în acest moment? Vă spun. În partea inferioară a grilei. Educația națională este considerată în acest moment, așa au considerat-o toate partidele. Prioritate națională. Ce fel de prioritate națională? Când noi în acest moment suntem plătiți pe o scară de la 1 la 12 între 1,5 și 3,5. 3,5 este pe cel care este aproape de pensie. Și noi cerem calitate în educație? Cu asemenea salarii? Nu o să avem niciodată calitate în educație. Chiar astăzi, pentru că, după cum știți, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a propus referendum pentru grevă generală. Nu știu dacă se va ajunge acolo. Niciodată în România nu s-a ajuns la o grevă generală care să blocheze sistemul. Poate dacă reușeam așa ceva, astăzi discutam altfel. Dar n-am reușit. Și este și vina noastră a sindicatelor. De aceea, încă o dată revin și spun toate aceste vorbe frumoase pe care le-am auzit astăzi aici. Din păcate rămân la latura de vorbe frumoase. Pentru că deocamdată România,
prin sistemul subfinanțat al educației, nu își poate permite ceea ce am auzit astăzi aici. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc. Rețin din intervenția dumneavoastră faptul că față de tema noastră, care este calitatea educației și statutul profesorului, ați spus despre calitate, citat, nu vom avea niciodată calitate în educație, după ce v-ați spus de salarizare, iar în ceea ce înseamnă statutul profesorului, nu ați avut o luare de poziție, dar ați spus că greva generală, păcat că nu a reușit până acum. Eu mă întreb dacă există unități, instituții de educație în care salarizarea reprezintă 80% din cheltuielile acordate respective instituții, deci vorbesc ca procent, cam cât la sută ar trebui să fie alocat din existența bugetară, din resursele bugetare, deci dacă actualmente avem 80-85% ca și nivel, ca procent, cât ar trebui să fie un procent mulțumitor ca să acopere nevoile sau ceea ce spunea domnul de la sindicat? Nu știu, pun și o întrebare. Șerban, vreau să faci o observație. Vreau să fac o observație aici. Eu am pregătit pentru Răzvan, am făcut o propunere de politică publică privind tot ce înseamnă, chiar am numit-o așa, reforma centrală de profesori, pe 10 ani de zile, în care costurile aferente implementării acestei politici se ridicau pe 10 ani la 17 miliarde de euro. Deci o sumă destul de mare, dintre care 90% ar fi mers pe creșterile salariale, astfel încât în 2025 să ajungem la acel 90, peste 90% din PIB-ul pe cap de locuitor pe lună salariul de intrare, salariul minim la 120% din PIB. Dar creșterea aceasta poate să fie făcută numai organic și nu alocând sume din burtă. Din discuțiile pe care le-am avut cu economiștii când am pregătit această politică publică, mi-au spus că cine propune acum o creștere de la 3%, cât avem noi, e pe cel mai mic procent din Uniunea Europeană și trebuie insistat pe treaba asta, alocat pentru educație. De la 3% la 6% atunci când vor lua puterea, adică peste un an, minte sau nu știe. Deci altă variantă nu există. Un procent de creștere a alocărilor pentru educație